Nu puțini au fost călătorii străini care au tranzitat țările române în secolele trecute și au rămas impresionați de vestimentația luxoasă și cosmopolită de la curțile domnești. Iată o mărturisire ce ne-a rămas din acele vremuri. Hainele le poartă atârnând până la călcâie, după obiceiul turcilor și chiar al altor națiuni orientale. Se folosesc mai ales de veșminte din mătase. Strălucesc de bumbi de argint și de aur, la piept și la brațe. Femeile nobile și fetele poartă inele, colane, brățări de nestemate și de mărgăritare de mare preț. Vestimentația de ceremonie a domnitorilor români a oscilat la începuturi între moda apuseană, dominată de costumul cavaleresc, așa cum vedem în cazul portretului lui Mircea cel Bătrân de la Curtea de Argeș, și cea bizantină, de unde domnitori precum Ștefan cel Mare sau Neagoe Basarab au preluat haina simbol a curții de la Constantinopol, granața, o mantie lungă, amplă, de brocart florentin sau venețian, tivită la gât, în față și pe poale, cu o bandă lată de mătase brodată cu fir de aur. În vremea când intervenția porții otomane s-a făcut resimțită tot mai puternic, caftanul a luat locul granaței, devenind unul din însemnele învestiturii de către sultan. Această haină, realizată tot din catifele prețioase, se remarcă prin mânecile lungi până la glezne, strâmte, care cad spre spate, fluturând liber, o moștenire a tunicilor purtate de popoarele de stepă. Pe piept este împodobită cu găitane de fir, care prind nasturii masivi de argint aurit. Caftane mai puțin fastoase erau purtate inclusiv de boieri. Pe sub acestea existau haine largi de tipul conteșului sau anteriului, croite dintr-o mătase simplă sau aleasă cu fir de aur. Un anteriu impresionant a fost descoperit în mormântul vornicului Gligorcea, cu ocazia săpăturilor arheologice din pronaosul mănăstirii Voroneț. De altfel, multe dintre costumele istorice care există astăzi în muzee provin din zestrea mănăstirilor, unde au fost oferite ca daruri de mare preț de boieri și domnitori și transformate în diferite acoperăminte pentru morminte sau vase liturgice. Soțiile de voievod și boieroicele trebuiau să etaleze aceeași îmbrăcăminte fastoasă. Cu excepția Mariei Voichița, soția lui Ștefan cel Mare, care apare purtând granață pe epitrahilul dăruit mănăstirii Doprovăț, haina preferată, sau mai bine spus impusă de protocolul Curții Doamnelor Țărilor Române, a fost caftanul purtat peste o cămașă lungă, cu mânecile brodate și acoperită de un pieptar, de asemenea brodat. Tot peste cămașă putea să fie purtat și conteșul, o haină largă cu mâneci scurte, cum este conteșul de jupăniță de la Muzeul Național de Art al României, realizat dintr-o țesătură de mătase albă cu fir de argint, numită serasir, decorată cu motivul semilunei și provenită dintr-un atelier din Asia Mică. Pe cap, femeile purtau întotdeauna acoperăminte sub forma vălurilor, pălăriilor sau scufiilor brodate cu fir de argint aurit și împodobite cu mărgăritare. Câteva piese de vestimentație din epocă, foarte rare, s-au mai putut păstra și ele sunt cu atât mai prețioase astăzi pentru noi. Restaurate cu grijă și păstrate în condiții speciale, acestea pot fi admirate la Muzeul Național de Artă al României.